Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Lângă mine am Huawei P40 Pro, unul din telefoanele pe care le așteptam de ceva vreme să ajungă pe mânuțele mele și uite că s-a întâmplat. Băieții de la Huawei au fost niște băieți foarte de treabă, sau fetele de la Huawei. Țin să vă anunț că aceasta, în particular, nu este versiunea retail. Seamănă foarte mult cu versiunea pe care o găsim pe piață, doar că are un mare sticker, de fapt e mic de tot, e un sticker aici și scrie not for sale. Deci acest telefon este un telefon de review pe care l-au mai avut probabil și alte persoane și uite așa a ajuns și la mine. Așadar, hai să vedem ce găsim în cutie și bineînțeles să ne dăm cu părerea despre telefon, despre cum arată și sunt foarte, foarte entuziasmat pentru că m-am uitat pe internet și am văzut că diferă nu radical, dar are elemente moderne de design, adică acea cameră pătată. Și în plus, geamul vine curbat și pe deasupra și la baza telefonului, ceea ce mi se pare destul de interesant. Hai să vedem ce găsim în cutie. Îi facem un unboxing clasic. N-am mai făcut de mult asta. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. P40 Pro, co-engineered with Leica. 256 de GB spațiu de stocare intern cu 8 GB RAM, Mate Grey, este dual SIM, pentru că avem două e-mail-uri, dar și scrie că este dual SIM, serial number-ul și sticker-ul despre care vă vorbeam mai devreme cu not for sale. Haideți să dăm capacul deoparte. Ok. Avem telefonul în sine cu un alt sticker cu not for sale. O să-l las deoparte, suportul telefonului, un plic, o husă transparentă, husă basic transparentă, dar hey, este binevenită. Aici avem și acel tool pentru sertarul SIM-urilor, cablu de date USB tip C, bineînțeles și cablul de încărcare și da, este cablul acela MOV care îmi place mie foarte, foarte, foarte mult. Nu știu de ce mă entuziasmez la un cablu, dar hei, uite că se întâmplă. Avem și căști, căștile de la Huawei, care se aud foarte bine. Eu mereu am fost surprins de calitatea acestor căști. Aici nu mai avem nimic. În afară de încărcător, este un brick normal, avem supercharge de 40 de W, ceea ce înseamnă că se va încărca destul de repede. La prima vedere, telefonul pe partea din față arată foarte bine și pe spate frosted glass. Efectiv ador acest finisaj, nu doar pentru că se pun amprentele ceva mai greu față de o suprafață lucioasă, ci pentru că pur și simplu se simte foarte bine la atingere, se simte foarte bine când ții telefonul în mână și îmi place foarte mult cum se văd reflexiile pe această suprafață mat satinată. Imediat ce o să aprindem ecranul, veți vedea despre ceea ce vorbeam la începutul videoclipului cu acele margini care sunt și sus și jos, nu doar pe laterale. Modulul camerelor arată destul de interesant, iar aici nu vreau să fiu foarte răutăcios, dar mi se pare că păstrează o anumită proporție, să-i spunem așa. Cred că este S20 Ultra de care aveam nevoie. Este subiectivă această afirmație. Este la fel de înaltă și avem wobble destul de mare. Dar nu contează acest aspect. Acesta este trendul de anul acesta. Arată prezentabil, îmi place. Avem și branding Leica. Ce îmi place foarte mult la acest modul de cameră este că încorporează și blitzul. Iar acesta are două tonuri, avem un LED alb și un LED mai gălbui, mai avem o lentilă despre care vom vorbi în minutele ce urmează și un microfon. Dar per total designul îmi place, avem margine argintie, aici avem butonul de power și cele două butoane de volum pe rama din dreapta, iar pe rama din stânga nu avem nimic. În schimb, avem o surpriză pe care n-am mai văzut-o de ceva vreme pe telefoanele flagship. Avem un senzor infraroșu, un blaster infraroșu cu care putem controla diferite aplicații.
Evident, avem și un microfon secundar, iar la baza telefonului avem slotul, microfonul principal, mufa de alimentare USB tip C și grila difuzorului. Din păcate, pentru entuziaștii de muzică, implicit și pentru mine, nu avem mufă jack, însă avem o pereche de căști, cea pe care am spus-o și mai devreme, este inclusă în pachet. Aș fi vrut totuși să găsesc și un adaptor de la USB tip C, totuși nu sunt chiar atât de scumpe și în ideea în care îți permiți să cumperi acest telefon, cu siguranță îți poți cumpăra și un adaptor, pentru că nu este chiar atât de scump în raport cu prețul telefonului. E bine, acum că am dat aceste lucruri deoparte, telefonul cântărește undeva la 209 grame, ceea ce înseamnă că este destul de greoi și se aseamănă cumva ca feeling, ca sentiment cu iPhone-ul, dar nu iPhone-ul de aluminiu, ci iPhone-ul de oțel. Hai să mergem mai departe către display. Iar aici ne putem delecta cu un panou OLED de 90 de Hz. Avem acel refresh rate care îți dă senzația că telefonul se mișcă ultra rapid. 6,58 inch în diagonală, 2640x1020 cu 441 pixel per inch și compatibil HDR 10. Am făcut câteva poze și am încercat să editez poze pe acest telefon și îmi plac foarte, foarte mult, dar am descoperit un comportament la cameră și abia aștept să vă spun cât de supărat sunt sau nu sunt supărat, pentru că această cameră este destul de bună. Mai trebuie să vă spun că avem două camere pe față, iar una dintre ele este responsabilă pentru deblocarea facială și este un senzor, nu este pur și simplu dual camera. Așadar, avem practic Face Unlock, exact cum am văzut și pe modelul P40, dar și pe iPhone. Mai departe, hai să mergem către experiența de utilizare și performanța acestui telefon. Sub această sticlă, mai precis sub baterie, pentru că este undeva ascuns pe acolo, este un chipset Kirin 990 5G pe 7 nanometri plus. Este unul dintre cele mai rapide chipseturi de pe piață, alături de Snapdragon și bineînțeles cele de la Samsung, Exynos, însă dacă știți, există mici diferențe între Exynos și Snapdragon pe modelele Samsung de top. Ei bine, asta este decizia lor, nu ne interesează momentan. Telefonul se simte foarte rapid datorită ecranului de 90 de Hz, de asemenea avem și 8 GB memorie, dar din păcate nu avem cu ce să-i ocupăm, deoarece App Gallery este un market destul de shady, să-i spunem așa. Găsești tot felul de aplicații, și cele populare, dar și foarte multe de la dezvoltatori third party, dezvoltatori independenți și așa mai departe, pe care nu aș fi neapărat convins să le instalez, cel puțin nu pe telefonul meu personal sau cel puțin nu să vi le recomand și vouă. Există destul de multe alternative la cele populare pe care le folosim, Facebook-ul, WhatsApp-ul și Instagram-ul se pot descărca separat de pe site-urile lor și cu asta basta. Am reușit să instalez și Firefox, de asemenea tot de pe site-ul lor. În ceea ce privește bloatware-ul, ei bine, acest telefon este plin de bloatware. Avem aici un folder business, entertainment, social, lifestyle și jocuri. Nu-mi place să stau să fac curat de fiecare dată când pornesc telefonul să șterg de ceea ce nu am nevoie, pentru că ar trebui să le duc în partea de sus. Nici nu cred că mă lasă. Nu, nu mă lasă. Trebuie să le șterg pe fiecare manual, ceea ce mi se pare destul de aberant, sincer să fiu. Dar, în fine, vei trece și peste acest mic impediment. Aș vrea să vă mai menționez o chestie legată de sistemul de operare. Un swipe de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga mai lung îmi activează ceva similar cu Apps Edge de la Samsung. Ce-i drept, mi se pare foarte interesant că îmi pot personaliza aceste scurtături, dar mi se par cumva inutile. De ce? Pentru că telefonul se mișcă atât de rapid încât nici măcar nu am nevoie să stau, să dau cu degetul și să aștept. Durează mai mult timp decât să dau home și să apăs pe aplicația de care am nevoie. Pentru că, să fim serioși, toată lumea, sau dacă nu, măcar 90% dintre utilizatorii de smartphone își pun aplicațiile pe care le folosesc cât mai des undeva să ajungă cu degetul, pentru că nu vreau să stau să mă întind până sus sau să dau search, deschide și așa mai departe. Dar al doilea aspect care îmi place mie foarte mult este acest swipe în partea de jos a ecranului printre aplicații. Este similar cu implementarea de la Apple
doar că nu avem acea băruță în partea de jos. Pe partea cealaltă, camera mă entuziasmează pe mine cel mai mult, iar aici am avut o experiență, sincer, exact cum așteptam de la un telefon Huawei. Nu mă așteptam la mai puțin, sincer, nu mă așteptam la mai mult, pentru că în fond și la urma urmei SAC am descoperit tot ce se putea descoperi, iar softul face toată treaba. Senzorul principal are 50 de megapixeli cu o deschidere f1.9 și bineînțeles avem stabilizare optică. Al doilea senzor este de 12 megapixeli, o lentilă telefoto 5X cu diafragmă f3.4 și este acea cameră cu periscop de la Huawei. De asemenea, mai avem o lentilă ultra-wide cu o deschidere de 1.8 și senzor de 40 de megapixeli și în final avem și o cameră TOF 3D pentru adâncime. Pe partea din față avem camera selfie convențională de 32 de megapixeli f2.2 și un senzor TOF infraroșu pentru scanarea facială. În ceea ce privește calitatea foto, ei bine, cadrele sunt pline de detalii, așadar nu am de ce să mă plâng. Cel puțin senzorul principal își face treaba mai bine decât la majoritatea telefoanelor. Aici intervine o chestie de gust. Dacă stăm să ne uităm la cele mai bune telefoane de pe piață, iPhone, Samsung, Google, Huawei, mă rog, Pixel, nu neapărat Google. Dacă stai să te gândești, există telefoanele pe care le scoți din buzunar, apeși pe buton, faci poză, fără să ai prea multe opțiuni cu care să te joci, sau telefoanele ca acesta și Samsung-ul, unde ai ceva mai mult control asupra camerei. Când vine vorba de fotografia finală, de cadrul final, unele sunt mai saturate, altele sunt mai contrastante. În fond și la urma urmei, nivelul de detaliu este surprins de aproximativ toate modelele flagship de la cele patru companii menționate. Când vine vorba de filmat, strict de filmat cu un telefon mobil, în continuare, prima alegere este iPhone. Chiar dacă nu am acele setări manuale, chiar dacă nu am practic nimic cu care să mă joc, imaginea este foarte stabilă și atunci nu am de ce să stau să mă chinui cu setări la un telefon, să caut, să observ, să nu observ și așa mai departe. Și atunci când vine vorba de filmat pe telefonul mobil, iPhone este prima alegere, urmat bineînțeles de Huawei, Pixel, Samsung și așa mai departe. Cam asta ar fi de spus despre tehnicitățile acestui device. Mai sunt câteva elemente foarte interesante și anume Wi-Fi 6, evident NFC, Bluetooth 5.1 și 40W încărcare prin cablu, 27W încărcare wireless și 27W reverse wireless. Deci, practic, poți să-mi încarc telefonul fast, wireless, de la acest telefon. Sau poți să pun telefonul la încărcat, activez funcția de reverse wireless charging și-mi încarc alt telefon în timp ce se încarcă și ăsta. Bun, acum hai să vorbim despre cât de ușor îmi este sau nu să recomand acest dispozitiv. Instinctul meu spune da, spiritul de conservare spune nu. Și pentru că am această dilemă, am să vă spun și de ce. Ei bine, P40 Pro este un device care le are aproape pe toate. De la baterie, la fast wireless charging, la fast charging, baban de 40W pe cablu, ecran de 90Hz, OLED, și pe lângă asta reproduce culorile foarte bine, faptul că are display-ul curbat sus, jos și pe laterale. Din nou, mi se pare un element de design mai rar întâlnit, dacă nu chiar primul model care are aceste linii de design, însă aici intervine spiritul de conservare. Când vine vorba de ecosistem și de Google și de Huawei și de America sau de cum o să utilizăm noi acest dispozitiv după ce am fost obișnuiți cu Google și Play Store, iOS și App Store. Iar acum, ca să pot să-mi împac și instinctul, dar și spiritul de conservare, va trebui să folosesc acest dispozitiv și o să mă înham la acest lucru, o să-l folosesc o săptămână, am să renunț și la celălalt telefon cu Android, dar și la iOS am să renunț la toate și am să rămân doar cu acest telefon. Din fericire, am posibilitatea să-mi copiez toate datele foarte ușor și de pe un telefon și de pe altul, direct în acesta. Am și o husă drăguță în pachet, deci nu va trebui să-mi fac griji că îl voi sparge sau că îl voi zgâria. Trebuie doar să am grijă să nu scap pe jos, pentru că na, boala telefonelor cu sticlă, se sparg. Dar asta nu este tot. Huawei a fost super drăguț și mi-a trimis un MateBook X Pro, care este spec'd out,
sau un fel de overkill pentru un ultrabook. De ce? Pentru că avem 16 GB RAM cu i7 generația A10. O să fie interesant pentru că fiind un ultrabook, evident cu toții știm care sunt problemele de răcire la laptopurile super, super subțiri. Și Huawei Watch GT 2e. Nu este modelul de top de la Huawei, este un model light, să-i spunem așa, de la smartwatch-ul lor. Însă am să supraviețuiesc o săptămână cu aceste trei produse și vom vedea cât de bine se descurcă ecosistemul lor. Cam asta ar fi de spus pentru astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate. Nu uitați să vă dați cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Însă aș vrea să știu, printre voi există oameni care folosesc Huawei fără Google Services? E o viață rea? E o viață bună? Nu poate să fie chiar atât de rău, să fim serioși.